povestele noastre din Maramureș nu le știm noi tare bine nemțește, dar faptul că suntem prezenți aici în fiecare an spune că avem seriozitate. Ce putem de altceva decât să le aducem produsele noastre naturale? Eu, în ceea ce mă privește, aduc această ceramică dacică, să învățăm pe nemți să mănânce din blide de lut cu lingură de lemn. Și mai mult să invităm în Maramureș să vadă. Foarte mulți și anii trecuți au venit, au răspuns la invitațiile noastre și ne-am pomenit cu ei la noi acasă, acolo în Maramureș, și le-am dat să mănânce sănătos. Ce mai pot spune despre acest târg este că, dacă vreți, suntem o pată de culoare pe toată paleta asta mare și o pată destul de vizibilă. Ceea ce înseamnă că nemții au prins gustul mâncării românești, au prins gustul poveștilor noastre, de ce nu, și faptul că încep să se îmbrace cu materiale sănătoase, să mănânce mâncare sănătoasă din străchini sănătoase, spune ceva. Da, mai avem voluntari care ne traduc, dar se pierde noima poveștii. În schimb, încercăm să-i introducem în acest cadru și încercăm să-i facem oarecum să dezerteze din lumea asta a lor. Suntem doar un mic țepuș în calea acestui tăvăluc numit globalizare. Da, ar fi multe de vorbit, poate vă invit o dată la atelier la mine, acolo la Casa Olarului. Ceramica dacică. Am ajuns, în primul rând, am fost norocos să mă nasc într-o familie de olari, meșteri olari. Și am ajuns cu lucrările numai la Berlin și în marile expoziții din lume. Aici sunt oarecum cu poveștile din copilăria mea transpuse în lut. M-ați întrebat de acele povești cum le transmitem. Tocmai așa le transmitem, arătându-le momente din viața satului, imortalizate în lut, asta fac eu, și mă exprim mult mai bine în lut decât cu vorbele. Am venit cu zurgălăii din Maramureș, am venit cu ploscuțele pentru pălincă, am venit cu străchin, cu căni, cu canceie de lut. Toată paleta asta numai bună de pus pe masa nemților în zile de sărbătoare. Care figurine au cea mai spectaculoasă poveste de aici, din ce îi spuneți? Da, am acolo un olar foarte mândru, poate îl vedeți, e vorba de Bogoș Alexandru din Baia Mare, care era cel mai țanțoș olar, pe vremea aceea și cel mai bun, și am exagerat un pic mustața. M-am dus mai mult pe latura asta expresiv, ușor caricaturală, mișcare, expresivitate și cât mai mult din personalitatea omului. Nu suntem focusați pe vânzare, atât cât suntem focusați pe a-i face curioși de România. N-am venit cu multe produse, multe sunt mai multe exponate, le vindem la sfârșit, dar cam asta ne dorim noi, să-i facem să viziteze România. Din Maramureș am adus ce este mai frumos și mai bun, atât pentru noi cât și pentru străini. Lână 100%, bumbac 100%, de care românii noștri, de exemplu, de lână fug. Aici nemții apreciază asta foarte tare, chiar dacă nu cumpără măcar, apreciază și se bucură mult. Așa am crescut de mică, numai asta s-a făcut la noi în casă, numai asta știu să fac și la vârsta asta n-aș putea să schimb și fac cu drag ceea ce fac. Să știți că sunt oameni care i-au impresionat până la lacrimi. Ieri, de exemplu, am tors și a venit un bătrân care s-a oprit la mine la stand și plângea. Spune, mi-ați adus aminte de mama mea și mama mea făcea la fel. Mi-a tradus cineva, n-am înțeles ce spune, dar cineva mi-a tradus.
nu se găsesc produse din Mangalița pe piața germană. Da, este ceva nou și este și o calitate foarte bună. Nemții preferă să mănânce puțin, dar de foarte bună calitate. Andrei Micloșumeiesc de la Ghela, suntem producător și procesator de cătina albă. În principal, i-am atras cu gusturile din produsele pe care noi le fabricăm. Gusturile care eu, cum am văzut, dânsii la noi le apreciază, dat fiindcă sunt produse naturale pe care noi le procesăm și le cultivăm aici. Da? Ca să nu greșiți. Da, perfect.
și m-am șmecsergut pe zona de Feteasca Neagra. Asta e zona de vaine, de autohtone vaine rumenie, unde se vegă în comeșe de siar, eu în Probirește sau. Șmecsergut, zegut, zegut. Sau în noi trend au dat autohtone vaine, au rumenie, au langsam bekannt werden hier. Und ich freue mich auch sehr. Kann Sie finden, welche Weine? Sehr wenig, sehr wenig, sehr wenig, aber es gibt welche, zum Beispiel Rewe, da gibt es auch die Marke Valduna. Also bei Rewe gibt es die Marke La Umbra oder in Schatten auf Deutsch. Und die kaufe ich auch da, aber ist ein bisschen zu wenig. Da muss eigentlich mehr, viel mehr. Weil es produziert auch sehr viel und schmeckt auch sehr gut. International. Ja.
fie, mă, ca în țara asta, ce e ce-ar fi nisipul de la Rinic, l-aș da, mă, la chinit. Păi, mă, sunt camaratul, nu-i care era, nu-i Băi, cred că în sala asta nu e obosit, cred că ai ieșit și el în oraș în sala asta. Eu? În oraș, oameni, eu trebuie dimineața.